it's okay to take a peek. Asta e cumva reclamă pentru violator și pedofil. Da, what the fuck? Where can I sign up? Mă, nene, eu nu înțeleg ceva. Deci tot clubul ăsta, Bambu, Silonj, nu știu ce, Ars, s-a făcut praf. Bă, dar bancomatul de lângă a rămas intact, bă, ești nebun, din ce e făcut, ești cretin? Beatbox. Claudiu, ești un pui mei din baie. Hey bro, pot să spun o întrebare? Tocmai ai făcut-o. Pe bune. Bine, pot să spun două întrebări? Tocmai ai făcut-o. Bine, pot să spun patru întrebări? Tocmai ai făcut-o. Ce? Când? Acum. Da, asta nu te place. Iubita mea, uite, ți-am luat o cremă care o să te facă să arăți cu 10 ani mai tânăr. Da? Ia uite. Ia, încearcă-l acum. Cum te simți, baby? Mă simt ciudat. Baby, te simți bine? De fapt, nu e așa de rău. Mă simt minunat. Puta! Ah, zice cu 20 de ani mai tânără, bă, ce prost, da. Fuck. Este fiul pe care ni l-am dorit mereu, suntem mândri de tine. Te iubim mult. Te iubim mult. Te iubim mult. Pa, am uitat prezervativele, mă. Bro, what the fuck? Mergem la părinții mei. Da, mă, dar nu știi niciodată. Pe cine păcălesc? Puteți întoarce mașina, vă rog? Wow! Am auzit toată conversația. Nici n-am de gând să vă taxez în plus. Tare. Ce înseamnă să fii un iubit bun? Suntem în Sephora, cu baby și ia uitați. Ce drăguț, sunt testerul ei. Îți plac? Aromen? Ce tare. Să rămână, doamnă, ați putea vă rog frumos să apăsați butonul de lift pentru mine? Ii, what the fuck, am iubit, fraiere. No. De ce? Cum îți exprim dorința că vrei să bombardești fete în mai multe limbi? În engleză. I want to fuck ya. Yeah? Franceză. Oh, oh, je veux te baiser. Germană. Ich will dich ficken. Și română. Hai să lămurim ceva. Eu nu-s ca ceilalți. Eu vreau să te iubesc și să te respect. Pe bune, mă jur. I see it. I want it. I check the price. I put it back. I check the price. I put it back. I check the price. I put it back. You like my necklace? Gee, thanks. It's not mine. I see it. I want it. I check the price. I put it back. Pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine cu păza și spune: vreau să fac statui în fața poții. Vreau avion ca mafioții. Să nu mă duci banii la față. Liniște în sală, liniște în sală. Ok, doamne, să înceapă procesul. Dumneavoastră spuneți că acest domn de aici v-a furat geanta. Ce se afla mai exact acolo? Păi, aveam următoarele chestii. Poșeta mea, cheile de la mașini, o pereche de cercei. Stai, instanță, în geantă nu era nicio pereche de cercei. Wow, tu ești altceva. Arestați-l, băieți. Fuck. Da, am primit rezultatele tale și va trebui, din păcate, să iei niște pastile în fiecare zi pentru restul vieții tale. Uite, le am chiar aici. Domn doctor, de ce sunt patru pastile? Aolă, par greșeala mea, scuze, lucrez de dimineață. Ah, ok. Aveai nevoie doar de 3, bine că mi-ai zis. Poftim? Bună ziua! Am primit rezultatele soției dumneavoastră. Într-adevăr, este însărcinată. Vai, ce mă bucur! De când aș... Stai, eu am folosit prezervativ. Dar eu nu. Bă, dar ce fraier ești! Aveai prezervative chiar în cameră, acolo. Serios? Ce m-am mințit târfa asta, nu pot să cred. Chiar în sertarul ăla de lângă dulap. Aia de lângă colecția de Pokémon, nu? Da, exact. Dar văd că ai fost, mă, nebunule, de multe ori. Ho, dacă ai ști. Și acum înțeleg de ce te înșală, ești un ratat. Dar e o colecție mișto de Pokémon, să știi. Băi, nu mă face să roșesc. Chiar ar trebui să ieși mai des. Tu chiar crezi că mai am de gând să ies cu târfa aia și cu tine acum? Ai și tu dreptate. Ai și tu dreptate. Baby, ești gata? Nu, baby. Baby, ești gata? Nu, baby. Baby, ești gata? Nu! Baby, sunt gata. Pune-ți mai repede pantofi. Cum se pozează fetele la antol? Ăsta sunt eu, o zi,
în Ferentari. Asta sunt eu o săptămână în Ferentari. Estas eu o lună în Ferentari, măi mâncățăși. Sucrăriți dictapă, jachere coliba, ați mâncat. Okay, guys, I've been working on this outfit for some time now, and my stepmom Karen says I'm not allowed to wear it out tonight. I mean, like, respect the drip, Karen. Vrei puțină nostalgie? Ia de aici. Doi. Ia să vezi ce aplicați. Merge. Biu. Ce fa mă, fata, ești drăguț să-mi dai și mie numărul tău de telefon? Scuze, dar mie îmi plac doar băieții cu mustață. Ce făcut, dragă mea? Uite-te la mine cât de fresh sunt. Crezi că ai scăpare? Why? Cum ai fă... mie îmi plac, de fapt, băieții cu cioc. Mă, fetiță, mă, eu cred că prima noastră întâlnire o să fie la oftalmologie, că nu cred că vezi cât de fresh sunt eu. Nu, doamne, la ce mă gândeam? Mă refeream că mie îmi plac băieții cu barbă, într-adevăr. Era bine la început. Cum vede, nu știu cum să zic, dar trebuie să-mi dai numărul tău de telefon. Ah, doar i-am numărul. Ce, domn doctor, s-a întâmplat ceva? Da, va trebui să vă rog să încetați să vă mai masturbați. De ce? E ceva firesc, e ceva normal. Ce rău poate să-mi facă? De ce să mă opresc? Încerc să vă examinez. Dar e ca și cum nu-ți place. Da, mă, dar ți-am zis că sunt camere. V-au venit analizele înapoi. Se pare că sunteți complet oarbă. Ha? Nu se poate, că văd scaunul pe care stați dumneavoastră, văd merele de pe masă, văd foile pe care le aveți în mână. Nu, e o greșeală. Wow, tu ai dreptate, tu chiar vezi bine. Atunci de ce nu răspunzi la DM-uri? Poftim? Despre asta era vorba? Cât de neprofesional sunteți. Neprofesional? Nu-ți mai plac mimurile de pe junimea pe care ți le-ai trimit? Fiță ce ești. Auzi, domn doctor, gata, că am soț, nu se poate așa ceva. Da, mă, dar tu arăți ca genul de fată care trebuie să aibă doi. Așa e, nu? Știam eu. Haideți să ne căsătorim chiar acum, domn doctor. Aveți dreptate. Mă bucur că ați realizat chestia asta. Semnați aici, aici și aici. Hey bro, mă duc și-o până pe balcon puțin. Bine bro, te aștept aici să facem jacuzzi împreună. Ce? Ce faci? Bat la balcon, încerc să fiu politicos, what the fuck? Omule, ești deja înăuntru. Cine să-ți răspunde de pe partea cealaltă? Nu o să-ți răspunde nimeni. Oh, hey, yo, lume nouă, fix pe tine te așteptam. Despre băi, am spus că... Ce? Hei, brom, dă-și mie cățelul ăla de usturoi? Da, broschi, nicio problemă. Dar vezi că mușcă. Cine mușcă broschi? Bă, dar ești... Cățelul! Cățelul ăsta? Da, mă, e surd, e de la rău de mușcă, bă, ce n-ai înțeles? Auzi? Tu iar ai fumat? M-am trezit și eu ca omul de dimineață flămând, m-am dus la bucătărie să mănânc și văd un bilet, nu mai merge, am plecat, iubi. Și eu confuz am deschis frigiderul și mergea, adică nu avea nimic, what the fuck. Uite la mine, uite-te la mine! Te vreau acasă la ora 10 fix! Fix! Dacă se face 10 și un minut, te voi omorâ! Literalmente! Poți să stai până la miezul nopții, dar dacă stai mai târziu, te rog să mă anunți. Atâta timp! Cât o să te văd într-o perioadă lucrătoare de 3 sau 5 zile, nu îmi pasă unde mergi și ce faci și când ajungi acasă. Baby, vrei Burger King sau McDonald's? Dar normal că McDonald's, baby, că știi că sunt alergică la regi. Fuck, baby, am făcut o greșeală. Oh, puiuțul meu, mi-ai luat deja Burger King, nu-i așa? Nu, baby, ți-am... putut sora. Poftim? Și ghișe, acum toți avem herpes. Fiule, ce faci? Cum te simți? Ce ai făcut azi? Bună, tată, mai nimic n-am făcut azi, mă simt bine. Ai pățit ceva, simt, doar sunt tatăl tău, hai, știi că poți să-mi zici orice, ce s-a întâmplat? E vorba de proful meu, infect prost, jegos, nenorocit, înțeleg de ce l-a lăsat nevasta, în puii mei de ratat. Chiar asta simți cu adevărat? Are și o colecție de Pokémon. Și început de chelie. Prostul puli. Da? Da, mă rog, e enervant și nu face nimic cu viața lui. Mă rog, nu mai vreau să vorbesc despre chestia asta. Mă duc în cameră, ne vedem mâine, tată.
Da, da, ne vedem mâine pentru educația la domiciliu. Nu mai voi, mă iubiți, Pokémonii mei.